Bună seara, vă salut din nou și vreau să vă arăt câte un lucru nou care a apărut între timp în a mea grădină. Să le vedem una câte una. Super trandafirii, ăștia fiind din copacul de trandafiri. Ăștia fiind care sunt crescuți de mine. Nu am mai așteptat mult ca să fac filmarea prea târziu, că pierdeam flori. Uite, ăstea cum au înflorit. Nu le știu numele. Miros frumos. Mușcata albă, aici tot albă o să fie, și astea crescute din semințe, deja înfloresc. Aici am galbenele, vor să înflorească și acestea. Cred că știți că astea miros frumos. Oh, super! Aici am mai pus una, dar văd că mai trebuie apă. Și aici una. Am pus ieri apă, dar totuși, fiind soare puternic, au probleme. Trandafirii cățărători. Aici sunt. Și acolo. Într-adevăr, n-a avut apă suficientă. Și aici este mușcata trandafir. Încă nu e desfăcută suficient. Aici e mușcata normală. Și acolo super floricele. Uite-le cât de frumoase sunt. Leandru din Israel. Super frumos. Și gura aleului de asemenea au crescut foarte bine, foarte mult au înflorit anul acesta. Calele, aici e pisilul care mânca stan și bran. Aici niște maci. Nu știu de unde a crescut. Știu că am aruncat niște semințe, dar parcă nu erau așa ca astea. Dar nu contează, bine că a crescut. Aici ardăiașii mei. Dacă vă uitați în alte filmări, ăștia sunt ardeii cei periculoși, care sunt foarte iuți. Al treilea din lume ca și iuțime. Ia să pun pasta aici. Aseară le-am pus la cutiuțe și sperăm să crească mari și frumoși. Eu am să vă țin cu informația la zi. De asemenea, aici tot arde iuți, dar diferiți. Din diferite locuri, din diferite țări, luați pe unde am găsit. Chiar din Israel mi-a adus fata un ardei iute, unul din Tenerife, așa că sunt amestecate ca și plante aici, dar o să le vedem noi viața lor. Leușteanul l-am tăiat. A crescut foarte mare, dar l-aș mai fi lăsat, dar a apărut, cum îi zice, nu boală, dar niște insecte, uite. Aici, înăuntru, este o umidă, un verme, o umidă, sau a fost. Dacă o fi plecat într-alt loc. Și
chiar dacă aș fi fost, cum zice, cu producție pentru vânzare, aș fi avut mult de pierdut, dar pentru mine nu a fost o problemă. Deja crește altul. Uite-l acolo frumos. Și aici. Să sperăm că are și flori anul acesta. Văd că crește bine, mare și frumos. O să vedem. Strugurii frumoși. Uite-i, bogat de struguri. O să fie la toamnă super struguri. Acum plantuțele mele diferite, din diferite țări, diferite culori, diferite forme. Aici așteptăm să înflorească, le-am pus la soare, să înflorească și din ce văd eu, aici, 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 două, pe aici, din coace două, vor înflori tare. Și acolo, de-aia le-am scos la soare, le-am udat ieri, pământul deja e tare, consumă foarte multă apă, dar face și flori frumoase. Asta aproape s-a terminat, florile apare una câte una. Deci florile au fost aici, s-au cam dus. Floarea asta de piatră, uite că un fluture așa a lăsat ceva ouă să mănânce. Am floriet, super, am să o aduc și pe cealaltă la soare. Aici avem spinarea dragonului. Rămas un pui sau ceva de la floarea care am avut-o foarte mare și frumoasă și care a înghețat. Încă una și pe asta am pus-o ca să înceapă să înflorească și începe înflorirea. Are trei flori aici, una aici, una acolo, una acolo, alte două acolo. Vai. Să înflorească așa pe... Mi-a pus masă. De asemenea, avem aici plante aromatice. Numai cât le ating, degajă miros. Bineînțeles, și buruieni sunt suficiente. Că nu se poate să ai doar plante. Nu se poate, se poate, dar eu nu. Mai las să mai crească și altfel de buruieni, mai scot din când în când. Dar și ele trebuie să aibă viață. Încurajează pe cealaltă să trăiască. Mușcata, super. Ce părere aveți? Tot anul a fost plină de flori. Mergem mai departe. Uite ce dita mai frunza. Cât palma mea. Să facem sarmale gustoase. Mergem mai departe. Am florit aici. Pisicul doarme aici. Aici îi place lui cel mai mult, lângă păr. Ce îl atrage, nu știu, dar îi place aici să doarmă. A băgat nasul sub picior ca să nu mă mai aud. Acest trandafir. Deci anul ăsta așa am avut probleme. Vin musculițele alea și nu le mai lasă să crească și să înflorească. Dar eu le dau cu ceva și le rezolvăm. Iarăși leușteanul, am spus că anul ăsta las ca să fac semințe și câteva inflorescențe o să crească. Poate cineva are nevoie. Uite, am văzut și aici că e aceeași problemă la acest trandafir, așa că am luat să îl stropesc. Asta preventiv. Vezi ce frumos crește și să nu fie deranjat de acele musculițe. De asemenea, să stropesc și pe celălalt. Uite aici
mușcată curgătoare. Trebuie să o pun în ceva care să crească foarte bine asta. Am revenit și am să filmez după 3-4 zile, dacă am timp, să vedeți ce diferență, cum are să crească și chiar să înceapă să florească. Asta este o floare recuperată, lăsată de cineva, era la un magazin de instalații sanitare și a stat toată iarna acolo afară și când am văzut-o acum vreo lună, zic că trebuie să o iau. Nu mai era înflorit nimic, doar că este un trandafir de cameră și pentru trandafir am luat-o, dar uite că înflorește foarte frumos și alte floreci. Asta face câte o floare pe zi. Asta a fost astăzi, următoarea aici, dar nici nu stă la soare. Cred că am să o pun la soare să fiu sigur că o să îmi facă trapă mai bună. Aici este mușcata mea diferită, care face câte două floricele. Nu face mai mult ca altele, doar atât, două floricele face. De fiecare dată când florește are doar câte două. Dar mie îmi place destul. Am pus mâna așa ca să vedeți cam cât de mare e această floare. Și continuă să facă foarte multe. O să mai face și ascunse pe aici. Am florit trandafir alb, roșu, foarte frumos. Și vor mai înflori și alții. Pe ăsta l-aștept de ceva vreme, să vedeți roșu și buchet mare și să continue să facă flori. Diferit trandafirul ăsta. Aici văd că acesta vrea să înflorească, dar nu îl lasă afidele. Am să îl tratez eu. Aici la ăsta alb l-am tratat. Acum câteva zile, dar și mai înainte. Și uite, deja tot mai are ceva fide, trebuie să-l mai stropesc. Să iasă treaba bună. Irișii s-au dus deja. Vedeți că sunt câte doi. Apar crinii. Și important, mâna Maicii Domnului. Are începute foarte multe flori. Acestea sunt noutățile care am vrut să vi le arăt, să vă bucurați și voi. Cu siguranță până la următoarea filmare, ca să vedeți ce mai vine vreo schimbare, să dați subscribe și să comentați. Vă aștept cu drag la următorul film.